Pe lângă Colegiul Național Ștefan cel Mare, unde se administrează vaccinul AstraZeneca, și centrul de la școala gimnazială Miron Costin, unde se face vaccinul Pfizer-BioNTech, vaccinul va fi administrat și la Iulius Mall Suceava. Aici se va folosi ser de la Moderna. Dacă doriți să vă vaccinați, înscrierea se face prin intermediul listelor de așteptare. Programarea se face prin call center la numărul 021 414 4425 sau online pe portalul vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare. Notificarea persoanelor aflate pe lista de așteptare se va realiza în funcție de categoriile de vaccinare stabilite ca prioritare, conform strategiei naționale de vaccinare și de ordinea cronologică de înscriere, după cum urmează. Persoanele din categoria a doua, populația de risc, cu vârsta peste 65 de ani sau cu boli cronice, persoanele din categoria 2B, lucrători din domenii esențiale, persoanele eligibile pentru etapa a treia de vaccinare, populația generală. Fiecare centru de vaccinare va dispune de locuri atât pentru categoriile vulnerabile și angajații din domenii esențiale, cât și pentru populația generală, iar ordinea alocării programărilor la vaccinare se va realiza în funcție de gradul de ocupare a locurilor de către categoriile prioritare în scrise pe listele centrului respectiv. Direcția de Sănătate Publică Suceava a informat că, până la data de 14 martie 2021, în județul Suceava s-au vaccinat împotriva SARS-CoV-2 un număr de 34.189 de persoane cu o doză și un număr de 17.705 persoane cu două doze.